actualități. Ține pasul cu viața. Actualitatea în dezbatere cu Dragoș Ghițulete la România Actualități. Bună ziua, bun găsit la dezbaterea de prânz, o ediție specială. Astăzi invitat ministrul de externe, domnul Teodor Bakunski. Bună ziua, mulțumim pentru participare. Bună ziua, bine v-am găsit și la mulți ani ascultătorilor noștri. La mulți ani, domnule ministru, vă reamintesc că acest interviu poate fi urmărit pe site-ul nostru politicaromânească.ro în format video. Domnule Bakunski, sunteți și prim vicepreședintele PDL și mă gândesc la ascultătorii care uneori poate au impresia că se uită atunci când urmăresc declarațiile liderilor politici din PDL, parcă urmăresc două partide. Pe de o parte, doamna Raluca Turcan, domnul Blaga spun că e nevoie de o remaniere, pe de altă parte, doamna Udrea sau domnul Oltean spun că remanierea se face, nu se discută și asta e o altă chestiune, că totuși un guvern de coaliție, mă gândesc că se discută. Și că discuțiile despre remaniere o fac la un moment dat inoportună și așa mai departe. A fost astăzi o ședință a coaliției, a fost și întâlnirea conducerii PDL, s-a discutat vreun moment despre remaniere? Subiectul acesta nu a fost abordat în cadrul ședinței de astăzi a Biroului Permanent Național al PDL și cred că, dincolo de dreptul la opinia al oricărui membru din PDL, la 10 luni de la alegerile până la alegerile locale și parlamentare, guvernul ca echipă este angajat într-o bătălie majoră cu o serie de priorități care, trebuie să o spunem, sunt de interes public general și național. E vorba de a continua reforma statului prin adoptarea în continuare unor legi revoluționare, așteptăm acum legea sănătății. E vorba de care USL a anunțat că va depune moțiune dacă va fi asumat. Ne-am obișnuit. Reforma e numai puțin necesară în pofida obstrucțiilor făcute de opoziție. E vorba de obiectivul de a ridica rata absorbției fondurilor europene la cel puțin 20%, cu atragerea în plus a 6 miliarde de euro, finalizarea multor investiții în infrastructură, mai cu seamă, care au fost lansate și trebuie duse la capăt, crearea de locuri noi, de muncă și, bineînțeles, obiectivul central, acela de a garanta pe fond de stabilitate macroeconomică o creștere de 2,1% pentru 2012. În aceste condiții, cred că nu e cazul să fim foarte duri, să spunem că tema remanierii pusă acum pe una sau două voci este diversionistă. Dar cred că toate aceste priorități sunt de mult mai larg interes public decât un subiect care e periodic reîncălzit pe diferite agende personale, fără ca el să aibă relevanță veritabilă pentru viața politică din România. Domnule Bakunski, dar această sintagmă, să-i spun așa, remaniere se face, nu se discută, ținând cont de faptul că vorbim de un guvern de coaliție. N-ar arunca, un guvern de coaliție presupune un algoritm politic cu repartizarea anumitor portofolii în funcție de un agrement între participanții la coaliție. Deci nu putem opera schimbări în această configurație guvernamentală. Pe de altă parte, subiectul acesta, ca oricare altă temă, trebuie discutat, evident, mai întâi în interiorul fiecărui partid politic. Cum vă spuneam, astăzi în BPN nu a ridicat nimeni această chestiune, însă... Ce ați discutat? A fost o discuție importantă, zic eu, la început de an, legată de prioritățile tactice și strategice ale politicilor publice angajate de guvernul pe care PDL-ul îl susține. E vorba de toate marile proiecte care trebuie finalizate. S-au decis și organizarea unei comisii pentru alegerile care urmează. E vorba de foarte mult efort pentru ca toate palierele partidului, de la militantul de bază până la BPN, să intre în logică de campanie și în același timp într-o mobilizare exemplară. Pentru că PDL a demonstrat din 2004 încoace că știe să se mobilizeze, are resurse umane împrospătate după congresul din mai
și cred că sudura s-a făcut foarte bine, inclusiv prin revenirea în BPN a domnului Vasile Blaga. Spuneați de comisie, acea comisie care se va ocupa de candidați, înțeleg că până în luna mai aceștia vor, listele vor fi... Comisiile de specialitate vor primi teme de lucru cu un calendar de implementare, e nevoie într-adevăr de coeziune cu primarii noștri, avem peste 1160 de primari la ora actuală. Ei trebuie să rămână baza partidului și în același timp trebuie să ne deschidem mult mai mult către societate sectorial, nu doar către societatea civilă, dar și către beneficiarii acestor legi reformatoare, legea educației bună oară, care permite în sfârșit alegerea democratică a rectorilor. Toate aceste, toată legislația pe care reforma a presupus-o e acum în aplicație, e în vigoare și produce efecte în sânul societății. Trebuie să continuăm dialogul cu fiecare român. Prin vicepreședintele PDL Teodor Bacunschi ne întoarcem, părăsim BPN-ul, domnule ministru, să spun așa, mergem la Ministerul de Externe, vorbim, v-aș ruga înainte de a vorbi despre prioritățile pe 2012 să vedem ce s-a întâmplat în 2011. Aș pleca de la o afirmație pe care președintele Traian Băsescu a făcut-o în urmă cu un an, chiar în ianuarie, dacă nu mă înșel, la o întâlnire cu ambasadorii. Spunea domnia sa atunci că prioritatea zero pentru România este spațiul Schengen. Ei bine, ne-am împotmolit, sau România se împotmolește în continuare de Olanda. Aici pare că e o ironie a sorții. În 1949, fostul ambasador la Moscova, domnul Gafencu, spunea la Haga, culmea, că nu sunt mai multe Europe. Ei bine, se pare că există acum mai multe Europe. Gafencu a fost un strălucit ministru de externe și totodată un promotor politic al creștin-democrației. La Haga, la congresul la care s-au reunit echipele internaționale care au făcut, de fapt, posibil proiectul european după al doilea război mondial, e bine, această viziune a unei Europe unitare ne animă și astăzi. Nu vrem o Europă cu două viteze, cu geometrie variabilă, din care cu un nucleu dur și cu o periferie de candidați. Vrem o Europă puternică și anul trecut a fost, pentru că vă refereați la câteva elemente de bilanț, a fost un an foarte greu, dominat de europesimism, de turbulența de pe piețele financiare, de dificultățile macroeconomice înregistrate în multe state membre, inclusiv printre fondatorii Uniunii Europene. Și cred eu că diplomația românească s-a adaptat acestui context extrem de turbulent și a reușit să își demonstreze eficacitatea. Nu mă refer doar la situațiile inedite în care am fost împreună cu MAPN-ul obligați să evacuăm aproape 800 de cetățeni români din Libia, surprinsă de războiul civil. Dar sau de operațiunea similară pe care am făcut-o ulterior cu tremurul din Japonia și accidentului nuclear de la Fukushima, dar și prezența noastră la masa europeană. S-au discutat foarte multe lucruri menite să scoată Europa din criză și am fost acolo cu idei importante în toate formatele. Am și reușit să impunem ceva prezență românești în noul Serviciu European de Acțiune Externă, unde avem la diferite niveluri, inclusiv un director general din cei 10, care se va ocupa de relația dintre UE și Asia. Am reușit totodată să fim în continuare activi în dezbaterile legate de politica europeană de securitate și apărare, dar și în geometria unor parteneriate regionale care ne-au sporit profilul ca țară. Ne-am ancorat foarte bine și cu Polonia și cu Turcia la sfârșitul anului. Am reușit să ne consolidăm agenda proprie în raport cu parteneriatul estic, ajutând foarte mult Republica Moldova, cu care relația este mai bună ca oricând. Scuze că vă întrerup, domnule ministru, vi se pare un incident minor, pentru că ați pomenit de Turcia, faptul că e în premieră autoritățile de la Ankara arestează fostul șef al armatei? E un semn legat de independența justiției în această țară. Eu nu-l citesc altfel, pentru că procesul respectiv și acțiunea justiției demonstrează că nu există instituții deasupra legii sau instituții tabu. E adevărat, știm ce rol a avut după litera doctrinei kemaliste armata în Turcia seculară.
Turcia se dezvoltă impecabil, are un boom economic în pofida crizei, se modernizează galopant, e o placă turnantă între UE, Orientul Apropiat, Nordul Africii și zone sensibile, precum regiunea sud-caucaziană sau central-asiatică, așa încât parteneriatul strategic de care ne-am învrednicit la sfârșitul anului trecut este o garanție pentru o proiecție mai bună în regiune a intereselor românești. Domnule ministru, v-aș ruga să ne întoarcem puțin la Olanda, pentru că, să nu uităm, acolo vorbim de o coaliție până la urmă care este sprijinită de fapt de naționaliștii olandezi, cei care nu mai departe spun că ar da și mâine afară din Uniunea Europeană și România și Bulgaria. În ce stadiu, cum sau în acest an veți reuși să convingeți Haga să... Noi nu avem nici la externe, nici în altă parte, o baghetă magică prin care să schimbăm compoziția guvernului olandez. Și deplângem aceste opțiuni câteodată radicale, eurosceptice sau chiar anti-europene. În același timp, gândiți-vă la drumul parcurs. Am pornit de la opoziția fățișă a Franței și Germaniei, am flexibilizat întreaga Europa cu ajutorul partenerilor unguri și polonezi în, pe durata celor două președinții. Finlanda, la un moment dat, Finlanda și ea s-a flexibilizat. Deci, practic, avem majoritatea statelor pentru, în favoarea noastră și a bulgarilor. Continuăm să negociem o formulă în două trepte cu Haga. Acum, sigur că ei au legat opoziția la extinderea Schengen de stadiul reformei în justiție la noi. Așteptăm, prin urmare, și ca raportul intermediar de țară din februarie pe mecanismul de cooperare și verificare să reflecte cât mai corect aceste progrese în reformarea justiției. Și, ca atare, sperăm ca olandezii să fie raționali, receptivi la aceste evoluții și, totodată, flexibili, astfel încât să putem genera consens. Dacă ei ne boicotează, bănuiesc că dumneavoastră nu i-ați boicotat, ați cumpărat flori, nu, de sărbători? Florile am cumpărat, bun, aceste așa zise boicoturi fac parte dintr-o anecdotică simpatică la limită, dar care nu rezolvă pe fond problema. Trebuie să aducem argumente ultimului stat sceptic cu privire la capacitatea noastră de a apăra corect frontiera comună a Uniunii și sunt păstrez o anumită doză de optimism. Spuneați mai devreme, domnul ministru Teodor Baconschi, România a trecut, nu numai România, Uniunea Europeană printr-un an foarte, foarte dificil, 2011. Ei bine, sunt acum informații, sau agențiile de știri ne aduc, dacă vreți, care mai de care vești îngrijorătoare. Ungaria a fost coborâtă la Junk și de Fitch, ultima agenție de la care avea rating pentru investiții. Der Spiegel, oficialii germani lucrează la planul ieșirii Greciei din eurozonă. Prognoză, Italia și Grecia vor intra în incapacitate de plată anul acesta. În Germania, deși fac parte din aceeași coaliție, din același partid până la urmă, liderul Uniunii Social-Democrate, Horst Schäfer, intră în contradicție cu doamna Merkel în ceea ce privește ieșirea sau nu a Greciei din zona euro. Știu că sunteți un adept, așa, un militant, să spun, al Statelor Unite ale Europei. În ce Europa mai sau la ce proiect european mai participă România acum, de fapt? E un proiect european în criză, pentru că ne-am dezvoltat peste posibilitățile sustenabile ale propriilor economii, deci a fost în mare măsură un consum și s-au creat abitudini de cheltuieli fixe care nu corespundeau producției reale din economia europeană. Cu toate acestea, cred că se exagerează constant, din motive de senzaționalism media. Toată această atmosferă de apocalipsă este, în primul rând, contraproductivă, pentru că descurajează psihologic încrederea piețelor în destinul forte al Europei. Deci, la rândul meu, sunt un critic al acestor excese de multe ori retorice. Situația este alarmantă, dar totodată sub control. S-au luat pachete întregi de măsuri de stabilizare a eurozonei. Există și acest proiect de acord interguvernamental pentru ca disciplina fiscală să nu mai poată fi fentată de niciun stat membru.
Și cred că aplicarea acestor politici de austeritate, de rigoare, de disciplină va produce niște rezultate chiar anul acesta. Pe de altă parte, euro, poate România să intervină? Sau, să noi ne comportăm responsabil și cu, având în față obiectivul de a intra în euro în 2015. Asta va crește competitivitatea economiei românești, e un obiectiv național și în același timp am constatat pe pielea noastră în anii de criză că interdependența dintre statele UE membre ale eurozonei, dintre UE 17 și UE 27, adică statele non-membre, e totală. Depindem unii de alții prin exporturile noastre, economiile noastre sunt întrepătrunse, suntem pe o piață internă unică, astfel încât referința la euro e la fel de prestigioasă și în tranzacțiile operate pe bursele de valori din România sau în tranzacțiile interne. Avem un destin comun și tocmai că ne propunem să ne comportăm ca și cum suntem deja un stat membru. Mă întreb, domnule ministru Teodor Baconschi, unde se află Uniunea Europeană față de momentul mai nou, mai parcă, 1960, nu? Domnul Konrad Adenauer vorbea despre destinul, același destin al europenilor până la urmă. Suntem mai departe față de acel moment sau? Suntem foarte departe de acel punct inaugural. Părinții fondatori au avut o viziune, generații de politicieni succesive au pus în practică această construcție extrem de complexă și totodată garant al păcii pe continent. Sunt convins că nu avem alternativă, trebuie să continuăm construcția europeană, să ne îndreptăm către o Europa tot mai coezivă și integrată, astfel încât să ne punem la bătaie împreună avantajele comparative și potențialul. Gândiți-vă că niciun stat membru, inclusiv cele mai mari, nu poate face față singur globalizării. Acest element de bun simț geopolitic animă toate cancelariile la ora actuală și opinia publică. Chiar dacă am constatat că sub povara crizei mulți s-au întors la discursuri extremiste, naționaliste, asta nu înseamnă că proiectul european ca atare trebuie pus în discuție. Domnule ministru, prioritățile Ministerului de Externe pentru 2012, Schengen, bănuiesc că rămâne în continuare prima. Rămâne, bineînțeles, o prioritate. Anul trecut am finalizat și am acționat astfel încât să intre în vigoare și acordul român-american pe scutul antirachetă. Președintele României și președintele american au asumat la Washington o declarație privind parteneriatul strategic pentru secolul 21, deci diplomația românească va trebui să lucreze la relația cu americanii ca prioritate. Am fost implicați creativ și în definirea noului concept strategic al NATO. Vom avea anul acesta un summit concret, NATO la Chicago. Păi ne așteptăm în primul rând, chiar dacă nu va fi un summit care să deschidă ușa către noi membri, ne așteptăm ca statele aliate să își asume cheltuielile și efortul logistic legat de dezvoltarea unui scut antirachetă al NATO. Deocamdată noi am avut o contribuție bilaterală româno-americană la acest proiect, însă Europa, o Europa puternică are nevoie de o astfel de umbrelă de securitate. Vom continua să fim la fel de activi și în strategia UE pentru regiunea Dunării, care e o mare șansă de integrare a României într-o macro-regiune centrală europeană, având ca fir roșu sau coloană vertebrală fluviul Dunărea. După cum știți, asta a fost o idee româno-austriacă. Între timp, Comisia Europeană sub președinția ungară anul trecut a validat această strategie. Ministerul de Externe a popularizat-o cât a putut de bine. Trebuie să ajungă informația până la comunitățile locale. Noi am organizat-o ministerială Dunării la București în noiembrie anul trecut și vom lucra în continuare cu partenerii cu care avem coresponsabilități pe câteva axe. Avem navigabilitatea împreună cu Ungaria, cu Austria,
cu Ungaria ne ocupăm împreună de standardele de mediu în bazinul Dunărean și cu Bulgaria de dezvoltare a proiectelor de turism și cultură. Ungaria care ne liniștește, domnule ministru Baconski, în ultimele zile, săptămâni, atât Bruselul cât și Washingtonul, cu acea constituție. Noua constituție, legea băncii centrale. Da. Acum văd că cere ajutorul femeiului, până la urmă forintul s-a stabilizat. Da, au crescut TVA-ul la 27% subit. E o țară vecină care întâmpină niște dificultăți. Vom fi solidari, vom continua să fim în bună vecinătate. Și în același timp să fim convinși că e rolul Comisiei, ca gardian al tratatelor, să verifice dacă există deficit de democrație sau nu în Ungaria. Pentru muncitorii români care vor dori totuși să plece în continuare la lucru în Uniunea Europeană, ce vești, domnule ministru? E o prioritate? Italia ne-a dat o veste bună la sfârșitul anului trecut, liberalizând complet piața muncii. 16 state din 27 au făcut-o deja. 9 celelalte mai au. Printre care Franța, Marea Britanie. Da, dar Franța, de exemplu, a liberalizat accesul românilor și bulgarilor la peste 160 de meserii. Deci, acolo unde se mențin, conform tratatului, până la capăt rezervele legate de perioada de tranziție, există totuși sute de meserii în care specialiștii lucrători de la noi pot să-și caute un job. Dar, bineînțeles că e o prioritate și ne gândim să argumentăm cu fie în relația bilaterală de data aceasta cu fiecare stat membru, astfel încât să nu așteptăm până în 2014, ci să fim deja într-o paletă cât mai largă de piețe ale muncii naționale liberalizate pentru români. Relațiile cu cei doi vecini, domnule Baconski, Ucraina și Moldova, pe de-o parte Moldova încă nu are președinte, în continuare nu are președinte, iar Ucraina este criticată de UE, din care face parte și Bucureștiul, nu, pentru procesul Timoșenko, vorba de fostul premier. Anul trecut am normalizat relația cu Ucraina. Mă bucură foarte mult această evoluție. Nu mai fusese un ministru român de externe acolo din 2009. A venit omologul meu la București, am făcut o bună vizită la Kiev, fiind primit și de președintele ucrainian. Avem un lucru, 5-6 acorduri bilaterale, inclusiv acordul privind micul trafic de frontieră. Vrem să modernizăm frontiera și să punem în contact cele două societăți și elite politice de la București și Kiev, astfel încât să conlucrăm pe plan regional. Polonia era un fel de sponsor al Ucrainei, ne-am asociat și noi în dialogul Ucrainei pentru a facilita dialogul Kiev-Bruxelles. Totodată avem și foarte multe interese legate de rezolvarea conflictului din Transnistria. Ucraina este parte din formatul de negociere. Avem și proiecte transfrontaliere foarte importante de dus la capăt, fie noi cu ucrainienii, fie între ei și cu Republica Moldova. Astfel încât comunitatea românească din Bucovina, partea ucraineană, va fi mai bine protejată în contextul unui nou nivel de încredere reciprocă și a unui dialog politic posibil și la vârf. La fiecare început de an, domnule ministru, probabil că mulți dintre noi se gândesc că oare anul ăsta vom putea merge în Statele Unite fără viză? În ce stadiu se mai află acest program, proiect Visa Waiver? Probabil vă amintiți că am lansat împreună cu ambasada americană la București acea un program campanie de informare mult mai detaliată a cetățenilor care cer viza americană. Rata de respingere a scăzut, nu dramatic, dar s-a mai micșorat, însă așteptăm o schimbare în legislația americană dedicată politicii de acordare a vizelor. Pentru că probabil că înainte de alegerile de acolo nici nu se pune problemă. Pragul de 3% de respingere cerut de actuala legislație e foarte greu de atins. Noi suntem peste 20% de respingere, dar cred că prin campania respectivă i-am ajutat pe solicitanții de viză americană să-și întocmească mai corect dosarele și să obțină în felul acesta o șansă în plus. Vorbim și de o schimbare în ceea ce privește această respingere, să spun, acest procent respingere, o modificare în legislația din Statele Unite
am văzut undeva, legată de cei care ajung deja în Statele Unite și care încalcă, eu știu, prevederile privind durata șederii acolo, să se schimbe în această perspectivă. E important ca, dacă ai fost respins odată și condițiile tale nu s-au schimbat, să nu revii. De pildă, unul dintre criteriile majore pentru acordarea vizei în SUA e legat de demonstrarea legăturii puternice pe care o ai cu propria țară. În cazul nostru, cu România. Ce înseamnă legături puternice? Pe scurt, trebuie să, ca situația ta socioprofesională și financiară să fie suficient de bună, astfel încât să nu ai nici măcar aerul unui candidat la imigrație ilegală. Prin urmare, toată campania pe care am făcut-o de informare mai bună și pe site-ul mai mână în mână cu ambasada americană a permis difuzarea mai largă a acestui tip de informație care e important în și credeți obținerea unui răspuns. Că un funcționar de la ambasada SUA o să mă creadă pe mine dacă merg și spun, știi ce, vreau să merg să schiez în Aspen, în Colorado. O să zică, păi du-te în Europa. Nu, eu vreau acolo, în Statele Unite. Dacă demonstrați că aveți o situație socioprofesională stabilă în România, ceea ce îmi doresc pentru dumneavoastră, mulțumesc, da. Veți primi viză. Domnule ministru, sunteți unul dintre cei care susțineți cu tărie acest vot prin corespondență, legea votului prin corespondență. Credeți că se va aplica la scrutinul din această toamnă? Cred că e un drept al românilor de pretutindeni, adică a tuturor cetățenilor români. Și, vedeți, nu avem încă rezultatele finale ale recensământului, dar se conturează o cifră clară, și anume că 15% dintre români trăiesc deja în alte state. Asta ne obligă cu atât mai mult, din punct de vedere politic, civic, moral, democratic, să le oferim șansa de a participa la vot și de a decide soarta țării. Eu am redactat un proiect de lege care a fost citit în guvern odată, după care s-a blocat pentru că UDMR-ul avea niște rezerve. Și acum, negocierea trebuie să continue, pentru că nu o să lipsim de vot românii noștri din străinătate, pentru că se opune un partener din coaliție. Trebuie să vedem dacă el va fi adoptat până la alegerile din noiembrie. Eu voi milita pentru această intrare în vigoare a legii. Posibilă asumare? Nu mi-aș dori prin asumare ca procedură de promovare a acestui act legislativ, dar e politic extrem de important, pentru că românii care trimit bani acasă, idei europene, se întorc și susțin familiile lor, sunt parte din națiunea noastră, au acest drept, nu li se poate refuza acest drept. Și totodată, pe lângă bisericile, parohiile românești din străinătate, nu au o altă legătură civică cu România. Numai prin vot se creează o legătură politică, un contract între ei și țară. Astfel încât nu cred că există contraargumente, inclusiv temerile populiste cu privire la o așa zisă intenție de fraudă. Gândiți-vă că sunt zeci de state foarte democratice, super civilizate, care, având comunități în afară, folosesc votul prin corespondență fără probleme. O ultimă întrebare, domnule ministru Teodor Baconschi. Se vorbește de această posibilitate ca PDL, Noua Republică, Fundația Creștin-Democrată și alte grupări de dreapta s-ar putea reuni în 2012 sub umbrela acelei mișcări populare de care vorbea și domnul președinte Traian Băsescu anul trecut, pentru a participa la alegerile din toamnă. Va fi un an cu niște regrupări pe scena politică. PDL-ul e principalul partid de centru-dreapta, partid popular, care se adresează tuturor, nu e un partid de nișă. Nu e doar partidul clasei de mijloc și al întreprinzătorilor privați. În același timp însă se va vedea confruntat cu o coaliție de trei partide. Trebuie să deschidem un dialog care să adune în jurul PDL toate forțele reformatoare, pro-europene, modernizatoare, toată energia civică și toate competențele care vor ca acest program de reforme să fie dus la cap. Domnule ministru, vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Numai bine!
Aici București, Radio România Actualități.